Era o vreme când rândurile ieșite de sub tiparnițele second-hand patronate de celebrul cuplu de maculatori ai colilor de hârtie erau citite pe nerăsuflată de prietenii de conjunctură de la PSD-ul dâmbovițean. Nu că ar fi avut ei cine știe ce talent scriitoricesc, dar îi înjurau așa de bine pe dușmanii pesediștilor, de le făceau reprezentanților celor trei roze ziua mai senină. Liderii partidului strânși în jurul mesei disecau și analizau pe toate părțile scrierile. Vremurile acelea au trecut și peste sediul din Bulevardul Libertății s-a așternut o mare neliniște, de când scribii bulevardieri au început să dea cu pixul chiar în PSD. Aproape că nu trece o zi fără ca un nume de fruntaș PSD să nu fie tăvălit prin mizeria ieșită din pixurile celor care au avut cândva trus de presă. Mușcă precum câinii mâinile celor care i-au hrănit și nu i-au lăsat să moară de foame. În paranteză fie spus, acum înțelegem și noi că nu-i deloc întâmplătoare prezența mașinilor de poliție pentru protecția animalelor la porțile lătrătorilor șefi ai județului. De la numărul 2 în PSD-ul dâmbovițean, senatorul Țuțuianu, am aflat că liderii partidului nu mai bagă în seamă tot ce latră. Pardon, scriu protejaților. Tare curios suntem când se vor sătura de înjurături și le vor pune botnița celor care până mai ieri lătrau în folosul PSD-ului. Până una alta din ceea ce spune Țuțuianu, mărâielile și lătrăturile bulevardiere nu prea sunt băgate în seamă de socialdemocrați. Nu stăm să discutăm la ședințele noastre articolele de presă. E important, poate, în opinia dumneavoastră, ca oameni de presă, în opinia noastră avem lucruri mai importante decât să stăm să comentăm ce spune presa. Nu împărtășesc acest punct de vedere.